Continuăm această dimineață. Conform unor studii făcute la nivel internațional, se pare că 80% din populația acestei planete suferă de paraziți intestinali. Știu că este un subiect pe care multă lume nu ar dori să-l abordeze, un subiect pe care la un moment dat încercăm să-l evităm. Dar trebuie să discutăm pentru că ține de sănătatea noastră și de acțiunile pe care trebuie să le facem pentru o viață fericită și sănătoasă. În această dimineață avem plăcerea de a discuta pe acest subiect și în același timp de a vedea care sunt soluțiile pe care, sau alternativele pe care am putea să le alegem alături de nutriționista Olga Oistrich bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, mulțumim de invitație! Spuneam, 80% din populația acestei planete suferă de paraziți intestinal, deși marea majoritate dintre oameni nu simt acest lucru, pentru că nu la toate persoanele sunt vizibili sau sunt anumite semne, astfel încât să-ți dai seama că ai paraziți. Exact. Uh, unii oameni gândesc că dacă nu am semne, înseamnă că cu mine tot e ok și nu am nevoie de nici de parazitare. Dar care sunt simptomele? Astfel încât să încercăm să ne punem semne de întrebare cel puțin. Cele mai dese simptome, dacă vorbim de copilaj, ele se referă și la mături să sunt durerile de burtă în zona uh, buricului, cum l-am și da. Uh, simptomele periodici de vomă parcă ți-e greață, parcă nu nu înțelegi ce e cu tine mămicile deseori pot, pot să se zgeluie că copilașii lor răcesc des, se îmbolnăvesc des agață tot ce, ce se poate de gățat, da? Iată, aceasta sunt niște indicatori care ne vorbesc că a, organismul este infectat cu paraziți plus la aceasta, apropo, ne uităm la scaunul copilului a, poate fi prea moale, prea tare a, poate fi doar o simptomă poate fi tot buchetul de simptome și ca de obicei și maturii și copiii sunt tare tentați de dulcea. Dar doar. Bloacopii sunt aceste simptome nu, sau le putem nu. întâlni și la maturi? Și la maturi, desigur, și la maturi. Migrenele ar fi o simptomă sau nu? Mm, de ce nu? Desigur, toxinele sunt foarte agresive, știți? Nu atât paraziții sunt ei strașnici cât toxinele care ei le emană în organismul nostru. La fel, ei și când mor se descompun și aceste, corp, aceste corpuri moarte, la fel sunt toxine agresive și ele nouă ne dau dureri de cap, ne dau da, careva migreni, da. Până ajunge la formele de deparazitare pe care ar trebui să le aplicăm, vreau să înțelegem și eu și cei de acasă cum apar acești paraziți. În urma alimentării incorrecte, a lipsei de somn. Mai întâi de toate este igiena. Dar dacă vorbim de copilaj, mâinile murdare, da, noi știm că copiii, dacă au văzut repede, au venit, au înhățat, s-au jucat cu psica, da, au venit, au păpat ceva, un măr sau altceva. Noi, cel mai interesant, putem agăța paraziți chiar din aer, da, dacă se plimbă un puf de păr, care are o, un ou care nu este vizibil cu ochiul pentru noi. Noi l-am inspirat, a intrat în, în sistemul nostru digestiv și gata, el acolo s-a este o atmosferă multiplicatul foarte... Da, teor. da, da, da. Și ei foarte repede se înmulțesc și cresc. De ce? Că noi deja avem simptome evidente, atunci deja se consideră îmbolnăvirea. Și din acest motiv, eu ca nutriționist recomand să fie o deparazitare două ori pe an, ca să nu așteptăm să se ne îmbolnăvim cu simptome foarte, spunem așa, evidente și agresive, dacă ar trebui tratate după mai serios. Teoretic, igiena, ceea ce ar presupune că ar trebui să ne spălăm mâinile, în pandemie am învățat cu toții că trebuie să ne spălăm mâinile de fiecare dată. Această pandemie a dus și lucruri pozitive în viața noastră. Dar apa pe care o folosim de la robinet pentru a spăla anumite alimente, aceleași fructe, uh -huh. poate aduce ea anumiți paraziți prin intermediul uh, apei? Eu, desigur, da, nu știu cât de bine, da la noi se filtrează apa, adică nu sunt la curent, dar cei legate de apă, de izvoare, într-adevăr, noi prin apă ne putem contamina. Da? Și asta tot ar fi. Carnea, frigăruie, nu cu toți am mâncat vara aceasta cărniță. Unii poate acum mănâncă poftă mare sau mâna pentru masă. De dimineață, da. știe? Exact. Și dacă la fel nu este prăjită până la, până la capă, da? Sau uh, cui îi place slăinina de purcel? Uh, acolo tot poate fi, o, spunem, un ou care nu-l vedem, Dar L-am mâncat și asta este o sursă care mezelurile, de ce nu recomand mezelurile, mai ales copiilor? La fel este o sursă de contaminare. Și dumneavoastră și ceilalți experți se recomandați, deja ați menționat de două ori pe an, să facem deparazitarea primăvara și toamna. că ar fi cele da. două momente în an. De ce primăvara și de ce toamna? Deci, din motiv că toată vara, da, mă repet, noi mâncăm diferite fructe, legume, nu întotdeauna spălate, iar așa ce pește la grătar, da, iubim grătarul și este mare riscul de a ne da, molipsi. Iarna la noi mâncarea este mai grea, deci e și după o iarnă de mâncare așa, mai copioasă, la fel în care este riscul da, să ne contaminăm, iarăși mulți preferă acele mizeluri, mai ales, știți, cei ce legat de pachet. Este vacuum. Da, e, Corn acolo este o atmosferă foarte prielnică pentru dezvoltarea ciupercilor invazilor parazitare, deci evitați procurarea de alimentelor în, în pachete vacuum. Și iată din motiv că această alimentație, dacă o să o avem iarna, noi în primăvară facem o deparazitare, o profilaxie. Da? Cum se face exact? Ce ar trebui să facem? Să presupunem că mâine, în urma dialogului pe care îl avem, mai multe persoane dintre cele care ne urmăresc și-ar dori să facă deparazitarea. Care sunt pașii și ce ar trebui să facă? Deci, un program de deparazitare profesionist, da, bun, el constă din doi piloni. Primul pilon este, este însăși a, tratamentul care noi îl alegem, fie medicamentos, fie naturist, da? Și regimul alimentar. Iată, multe mămici, eu văd că o dau în bară cu regimul alimentar, gândesc, eu am să-i dau câteva pastiluțe și o să fie tot ok, da? La noi o să deparzitarea sau a, am făcut deparzitare, da, am făcut-o. Da? Și când întreb, da, cum ai făcut-o? Iată, începe să-ți povestească. Și tu înțelegi că a fost deparzitarea așa, da? Deci, regimul alimentar în perioada de deparazitare, este 50% din rezultat. 50%, da? A, și deja tratamentul care noi îl aplicăm. A, deci sunt, avem pastile în farmacie, da, care la, ne ajută la deparazitare. Vreau dar... să scriu ce o paranteză, mă că vă da? întrerup. Citam la un moment dat în mediul online că aceste pastile, sigur, sunt bune, dar nu sunt cele mai recomandate, pentru că, vă... Va posibilitatea naturistă este mult mai recomandată decât pastilele din comerț. Desigur, pentru, dacă vorbim de copii, pentru ficatul, da, care, nu <gângânt> spunem... Este în formare abia. Este în formare abia, desigur, pastilele sunt foarte agresive, da? În unele cazuri noi avem nevoie de ele, când, iat, sunt deja situații, da, de contaminare mai mai profunde, da. Dar dacă noi vorbim de o profilaxie sau de, de un tratament ușor, desigur, dăm prioritate la naturiste. Eu foarte bine mă orientez în programele naturiste de parazitare, da, și sunt niște produse ca nuca neagră, ca frunzele de olive, ca fructul nonii, din care se face și praf, și suc, da, și ele au un efect de deparazitare foarte a, larg și nu doar pe un, un singur fel de parazit. Iată, acesta este și plusul la, la deparazitarea naturistă. Că noi o putem face de durată, ceea ce nu putem face cu tratamentele chimice, una la mână. Doi la mână, ele au un spectru larg, cuprind și ciupercile, și virozele, dacă sunt careva virus în organism, și însă și oxiurii, da, care noi, sau limbricii, care noi Cunoscuți Clasic, cunoscuți așa, da, 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 da într-o limbă mai simplă ca să ne înțeleagă toți. Deci, iată aici, naturistii, el își fac efectul și nu mai erau decât, da, pastile de din farmacie. Ş tot ce e mult dăunează. De, de ce menționez acest lucru? Pentru că probabil există și o anumită cantitate de nucă neagră sau celelalte produse pe care le-ați menționat, pe care ar trebui să o consumăm. Nu da. putem consuma în continuu sau Desigur. cum se face? Desigur. Aici necesită deja consultație specialistului, da? Se ia, dacă merge vorba de copelaș, se ia kilogramele copelașului, se calculă doza respectivă. A, e A, asta este formula. Individual, da. Dacă e să facem referire la usturoi, pentru că, clasic, probabil toată lumea știe că usturoiul este unul dintre produsele cele mai bune pentru a face de deparazitare. Mm -hmm. Este benefic pentru toți paraziții sau doar pentru o anumită serie de paraziți? A, usturoiul cuprinde o serie mai mare de paraziți, da? eu n- am să-i enumer acum Sigur. pe toți, dar nu putem să zicem că doar cu usturoiul noi o să facem treabă. Da? Okay. Adică doar usturoiul nu este de ajuns. Trebuie să, trebuie să combinăm. Să combinăm, desigur, că pe cineva nuca neagră, da, pe careva specii nuca neagră lucrează mai, mai bine, da, pe careva specii lucrează usturoi. De ce? Eu iubesc să le combin întotdeauna, să fie câte 3-4, da, spunem așa, suplimente care conțin această substanță activă de nuca neagră, de usturoi, da, sau de celăși fruct, nu îmi plac cum lucrează frunzele de olivie, -am, da? -am, am, vorbit. Și mai este și argint, da, argint coloidal, care la fel foarte bine, invazile și invazile parazitare. Acum să presupunem că o familie înceapă să facă de parazitare și pe această cale subliniem că ar trebui să facă întreaga familie consumă nu că neagră, pusturoi sau alte produse uh -huh. de deparazitare, dar în același timp, în paralel, consumă lactate. Așa. Are sens această deparazitare sau poate să nu aibă niciun rezultat final? Uh... O să rezultatul el o să fie, da? dar dar dacă nu se va respecta regulile alimentare, ca excluderea, tot ce e duce la lactatele, dacă ele creează un mucus, da? care este foarte a, prielnic a, a, paraziților, lor le place acolo să trăiască da? în acest mucus, mucozitate. A, deci se exclude făinoasele și tot ce conține făină albă, pâinea, toate dulciurile, chiflele, da? tot ce găsim plăcințele din comerț. Ca este special o listă, întreagă, eu când trimit unii mai mici și da, programul de parazitare, eu îmi trimit și regimul alimentar, pentru care fac accent că este foarte strict luna aceasta când faceți Să de nu asta, asta, asta. Desigur. Aceasta va da un efect frumos. Da? Dacă copilul avea dermatită sau copilul avea simptome evidente, mâncărimi de funduleț, dureri de burtă, greațe, uh, greață, toate aceste simptome vor dispărea foarte curând, chiar peste două săptămâni. Dar dacă mămica nu respectă regimul alimentar, ea va zice, ei, am făcut eu. Am pus bifă. Da, am pus bifă, da. dar fără rezultat. Exact, exact. Și asta nu este de specialistul la care s-a adresat. Asta este pur responsabilitatea noastră ca părinți. Da? Cât de minuțios noi am și disciplinat am fost la capitolul alimentație. Când noi dintr-o parte se primește că nimicim, dar din altă parte îi hrănim. care e sensul? Exact atunci, bine, o parte dintre ei probabil dispar, dar o altă parte reușește să se multiplice în continuare, exact. astfel încât ajungem la același exact. rezultat exact. într-o exact. perioadă exact. destul de scurtă. Important încă o dată să menționăm, deși 80% dintre persoanele pe această planetă suferă de paraziți intestinale, marea majoritate nu au simptome, asta nu înseamnă însă că dumneavoastră nu ar trebui să facem de parazitare primăvara sau toamna pentru o viață mm. sănătoasă, plus că acești paraziți pot să ducă și la kilograme în plus, iar la întrebarea de ce adau kilograme, deși nu prea consumă alimente grase, aveți și un răspuns. Bine, Organismul Uman este o ecuație atât de complicată, încât încă încercăm să aflăm necunoscutele. Vă mulțumim mult că ați venit în această dimineață. Merci. Vă mai așteptăm Graf. cu mare drag pentru a aborda și alte subiecte. Cu a venit toama, toamna, pardon, avem produse noi pe care trebuie să știm cum să le combinăm, pentru că și aici sunt foarte multe secrete la care trebuie să aflăm răspunsul.